Produsele de cofetărie sunt ușor alterabile, de aceea trebuie să acordăm atenție maximă atunci când le cumpărăm. Nu trebuie să avem gust rânced sau un miros nespecific unei prăjituri. Suntem atenți de asemenea la culoare și aspectul prăjiturii. Spațiul de depozitare este la fel de important în alegerea unui produs de cofetărie. Cumpărăm doar prăjituri care sunt depozitate în spații foarte bine ventilate și în vitrine frigorifice moderne. Modul de depozitare al produselor de cofetărie, al prăjiturilor, este foarte important. Ele sunt păstrate în condiții de refrigerare la temperaturi 4-8 grade. În cazul în care intenționați să achiziționați produse vrac, trebuie să știți că aveți dreptul să testați produsul. Poetaj de post cu mere, foarte bun, una din astea. Suntem atenți la aspect și, așa cum v-am spus, caracteristicile organoleptice. Caracteristicile organoleptice, gust și miros. E ok, foarte bună. Nu trebuie să uităm că putem cântări oricând produsele. Dacă greutatea ni se pare că nu este în regulă, putem cere oricând comerciantului sau vânzătorului să ne cântărească produsul. Avem drepturi, dar și obligații de consumator. Nu trebuie să uităm niciodată bonul de casă atunci când mergem la cumpărături. Acesta reprezintă garanția noastră că în cazul în care am cumpărat un produs de o calitate îndoielnică, putem cere despăgubiri.